Falsul călugăr Cristi Călin, care a dezvăluit faptul că deputatul PSD Aurel Bălășoiu ar fi întreținut relații sexuale cu minori, a fost implicat într-un scandal de zile mari la Iași. În anul 2019, în perioada sărbătorilor Iașului, acesta a fost prins cerșind în fața mitropoliei. Cerea bani pentru modernizarea de biserici din toată țara. Nimic nu era adevărat. Nu am dormit nici aseară. Tot timpul a stat acolo la strâng bani pentru o mănăstire. O să vedeți. Ce mănăstire? Sunt în ectare. Te interzis de la mitropolie să se strângă donații lângă pelerin. Sunt organizator, comandă tot ce înseamnă pelerinajul de aici. Doamne, se ocupa de activități de colectare de fonduri, motivând că pentru anumite lăcașuri de cult din județ, și din țară, din județul Argeș și din alte județe. Întrucât existau suspiciuni cu privire la faptul că respectivele fonduri sunt destinate lăcașurilor de cult respective, au fost formulate adrese către lăcașurile, către instituțiile care coordonau activitatea lăcașurilor respective, răspunsurile fiind în majoritate că nu se ocupă cu astfel de activități, că nu este împuternicit să colecteze fonduri pentru lăcașurile respective. În acest context, numitul Călin Cristi a fost sancționat contravențional în mai multe rânduri pentru practicarea cerșetoriei, în câteva situații procedându-se și la confiscarea unor sume de bani. De asemenea, au fost sesizate organele competente să cerceteze activitatea desfășurată, întrucât cercetarea unor asemenea fapte excede competențelor poliției locale. În realitate, acesta cheltuia banii pe sejururi de lux. Acum, în preajma sărbătorilor Iașului, reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei fac un apel către credincioși. Pentru anul acesta, ca de altfel și în anii anteriori, noi de la Mitropolia am transmis autorităților care se ocupă cu ordinea și siguranța populației că nu am autorizat pe nimeni care să umble printre pelerini sau prin oraș, prin diverse locații, pentru a solicita beneficii bănești sau alte bunuri. Adică nu umblă nimeni din partea noastră cu urna mobilă, cum se zice. Nu se face așa ceva. De aceea sfătuim pe cei care sunt solicitați să contribuie pentru diverse cauze sau construcții să fie atenți, să fie vigilenți pentru a preîntâmpina eventuale neplăceri sau înșelăciuni. Sute de mii de pelerini sunt așteptați să ajungă în zilele acestea la Iași. Toți vor veni să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Zeci de jandarmi și polițiști vor fi zi de zi în curtea mitropoliei și în împrejurimi. Vor avea ca misiune, în primul rând, identificarea și sancționarea cerșetorilor.